2019, celebrăm 163 de ani de la abolirea sclaviei în țările române. La 20 februarie 1856 a fost adoptată, de fapt, ultima lege dintr-un șir de 6 legi care au fost adoptate în Moldova și țara românească, începând din anul 1843. Procesul de dezrobire a romilor a fost un proces îndelungat și acesta s-a realizat mai ales la presiunea din exterior pusă asupra țărilor române. După 20 februarie 1856, romii au început să fie tratați și considerați la fel ca ceilalți oameni. După 20 februarie 1856, romii au început să aibă drepturi asupra propriei lor vieți. După 20 februarie, romii au început să își dezvolte diverse afaceri, mulți dintre ei au emigrat, dar unii dintre ei s-au întors la foștii stăpâni, neavând cum să înceapă o nouă viață.